Tradiția spune că noaptea de Sfântul Andrei trebuie să semeni grâu pentru că doar așa poți să știi cât de bine îți va merge și cât de norocos vei fi anul care vine. Din bătrân se spune că în seara Sfintei Sărbători este bine ca la ușă și la ferestre să se așeze câte o căpățână de usturoi pentru a alunga spiritele rele. Deși în fiecare parte a țării există câte o superstiție, giurgiuvenii nu cunosc prea multe dintre acestea. De ce este bine să punem grâu? Așa e bine să dea copiii dorința care este, dacă este mai frumos la ala, la altul mai nu este bine, pentru copii. Dar ce reprezintă în tradiție? Nu știu, mamă, nu știu. Norocul copilului. Deci norocul cum crește, și bogăția. Da, cum crește grâu, dacă e, crește des ca lumea mare, înseamnă că are noroc. Dacă e mai rar, mai rar. În primul rând că se pune grâu pentru copii în general, cu o anumită vârstă. Alte tradiții cunoaște? Alte tradiții, cred că se pune usturoi pe la geam pentru îndepărtarea răului și probabil, nu știu, cadouri pentru cei dragi și multe alte lucruri care, trebuie să spun, pe moment nu le mai știu. Nu știu exact așa de ce, dar îl pun. Tradiția ce spune? Păi, anul e bogat, dacă iese grâu tot, cu atât mai bine, că e mai bogat și te îmbogățești și tu, nu numai grâu. Pentru că majoritatea cetățenilor orașului nostru obișnuie să pună grâu la încolțit, comercianții din piață au profitat de acest obicei și au scos spre comercializare grâu la un preț convenabil. Sfântul Andrei este cel întâi chemat la apostolie, era fratele lui Simon Petru, care s-a numărat de asemenea printre cei 12 apostoli ai Domnului, fiind amândoi fii pescarului Iona. Sărbătoarea de Sfântul Andrei este prăznuită în fiecare an pe 30 noiembrie și este considerată una dintre cele mai importante sărbători creștine. Sfântul Andrei este cunoscut și ca protectorul României.